Doamnă și domnule, bine găsit. am zis să tac o vreme, așa vreo 24 de ore, că mai mult pot să tac. Și n-am să ca amuta la pendulă să vă vorbesc despre trădarea pe care, puneți voi glimele, în mod evident, ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, ce ar fi făcut-o, națiunii. Băi, e un iureș. Un iureș, o nevroză de asta identitară. Și am stat, și am zis, bai, să stau șocat de mă măsori de 10 ori, tai odată. E o nevroză de asta identitară, alimentată pe de-o parte de naționalismul ăsta, care pare unica soluție pentru unii și noi, de fapt, dar alimentată și de, cum să zic eu, inconsistența traiului de zi cu zi, inconsistența proiectelor, de la proiecte personale până la proiecte comune. Uite-te că nu suntem în stare să ducem la capăt o autostradă, tată. Facem bucăți, bucăți, bucăți. Te dai jos de pe 30 de kilometri, mergi pe drum de țară, te mai urci pe 12 kilometri. Ba, mai vine un tovarăș prim-ministru înainte de campanie electorală și după aia să strică autostrada după ce a inaugurat-o. În condițiile astea, pentru unii, naționalismul pare alternativă. Și un naționalism sulfuros, de fapt. E un naționalism ăsta care nu duce nicăieri. În afară de Est. Estul care vine să ne spună, Domnule, păi uite ce v-a adus, ce prostii v-a adus în Europeană. Uite NATO. Păi acum este țintă pentru Rusia, pentru nu știu cine. Bă, asta trebuie demontate. Pentru că am intrat în Uniunea Europeană cu dacii din 70, tată. De când a intrat în Uniunea Europeană, parcă altfel se circulă pe stradă. Nu e ușor, nici la ea nu -i ușor. Vă zic că de multe ori se trăiește mai bine aici decât în Franța. Sigur, cu exagerările de rigoare. Sigur că nu avem sistemul de sănătate, așa. Sigur că nu avem autostrăzile lor, educația lor. Dar de multe ori stresul este mai puțin aici decât în alte părți civilizate ale Europei, care n-au cunoscut crize. N-au cunoscut criza de 50 de ani de comunism. Trăiți, domnul Iliescu, ce mai faceți, domn prim-secretar, PCR? Fost. Ministru PCR. Așa? N-au cunoscut crizele, nu sunt obișnuiți să supraviețuiască în condiții de-astea de gherilă socială, cum suntem noi obișnuiți. Și în condițiile astea trebuie să discutăm extrem de serios despre naționalismul sulfuros. De fapt, unde a greșit ambasadorul Statelor Unite la Chișinău? Hai să vedem. Dacă o greșit. Știri pe surse, declarații incredibile, ambasadorul SUA, Chișinău, Moldova nu e România, are propria istorie. Bă, dar nu e așa. Moldova este România. De când Moldova este România? De când Chișinăul, de exemplu, este un oraș al României? Da, Moldova chiar are propria istorie. Și atenție, vorbim și de istoria recentă, cum o zice, și are propriile provocări. Are tată că Transnistria e la ei, nu la noi. Transnistria nu e lângă Bacău. E acolo, la Tiraspol, lângă Chișinău, la nu știu câți zeci de kilometri. Nu? În ultimii 200 de ani, Moldova a fost la noi 25 de ani. Că ne place, că nu ne place. Asta este istoria, nu mă apuc eu. Și atenție, aș vrea să bage unii, care stau și notează acum să trimite la tot felul de instituții ce au zis German la televizor, eu nu sunt împotriva uniritată, Dar sunt împotriva sulfuroșeniei făcute de tot felul de de, 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 neterminați politic, neterminați ideologic, care încearcă să-și să, -ș, să -ș ascundă lipsa de proiecte prin naționalisme de astea. Adică exact ca Ceaușescu. Dom'le, nu contează că trăiți prost. Nu contează că aveți numai Adidas și frații Petreuși în, în magazine și zi cipsuri de la vietnameze, uite ce facă ea la alți cu noi, trebuie să ne apărăm țărișoara. Și țărișoara nici nu putea să se apere singură, că era liniță de foame. Hai să vedem ce zice James Pitt, ambasadorul SUA la Chișinău. A zis așa, vă dau declarația de la Moldova 1, cu ocazia aniversarea 25 de ani de la uh, declararea independenței față de Uniunea Sovietică. Zice ambasadorul, Moldova trebuie să rămână un stat suveran și independent, în cadrul unor granițe sigure. Alăturarea României, de exemplu, ca o cale de a intra în Uniunea Europeană sau pentru orice alt motiv, nu este o alegere practică și nu este o alegere care va face lucrurile mai bune aici, în Moldova. Ceea ce va face lucrurile mai bune aici, în Moldova, este cooperarea dintre clasa politică și oamenii din Moldova, pentru ca ei toți să contribuie la realizarea unei țări mai bune pentru moldoveni. Moldova nu este România, zice ambasadorul. Moldova și are propria sa istorie și propriile sale provocări, printre care este faptul că Moldova e o țară multietnică cu oameni care vorbesc limbi diferite și desigur mai este și problema transnistreană, care nici măcar nu este sub controlul guvernului central, dar care are nevoie de un statut special, dar un statut special în cadrul Republicii Moldova. Potențialul aici este foarte mare, aveți un popor calificat și harnic, zice ambasadorul. Sunt multe posibilități în anumite sectoare pe lângă agricultură și asta include sectorul textil și IT. Este regretabil că atât de mulți cetățeni au plecat din Moldova de la independența ei, nereușind să găsească un serviciu sau să vadă un viitor pentru ei aici, în Moldova. Cred, zice ambasadorul, că este foarte important ca să se încerce să facă lucrurile mai bune aici, pentru ca cel puțin o parte din cei plecați să fie atrași înapoi. Sunt foarte mulți moldoveni care ar dori să se întoarcă, dacă ar simți că ar fi vreo șansă ca lucrurile care sunt atât de problematice acum ar putea fi rezolvate. Zim -mi și mie unde greșeala. Moldova, da, este un stat suveran, independent. Atenție. Prima țară care a recunoscut independența Moldovei în 90 în 91 a fost România, tată. Prin Ion Iliescu, și acum vine ea din jurul lui Ion Iliescu, să zică: "Doamne, asta, uite, ne trădează, uite ce face America, nu ne lasă să ne unim." Băieți, tătucul vostru a recunoscut independența Republicii Moldova. Ce zice mai departe? Că nu eu alăturarea asta las că nu intrăm în Europeană cu reforme, că ne alăturăm România și las că intrăm cu o țară comună, nu este fezabilă. Pentru că intrarea în Europeană se face pe baza unor valori. Și pe baza unor reforme, tată, care nu sunt cele mai comode de multe ori. amintește de muierile de la APACA, de IMGB face ordine, de mineriade. Nu ne vindem țara și dă să meargă. Și tu vii acum să-mi spui, domnule, noi vrem unirea. Băiatule, Unirea acum nu este și nu poate fi pe agenda niciunui stat din regiunea asta. Pentru că orice schimbare de granițe poate aduce alte pretenții de schimbare de granițe. Că vorbim aceeași limbă, și care e problema? Foarte bine că vorbim aceeași limbă. Austria vorbește limba germană, Germania vorbește limba germană. În Bruxelles sunt trei comunități lingvistice, fiecare cu autonomia lui politică. Autonomia ei politică, zi valonă, flamandă și germană. Valonia ar trebui să se unească cu Franța, ăia din nordul, din Flandra, din nordul Belgia, ar trebui să se unească cu Olanda. Asta e nebunitate. Dacă se mai pune, dacă se mai pune problema așa etnic, bă, trebuie să înțelegeți că noi atunci când am semnat că intrăm în Uniunea Europeană și NATO, am semnat și tratate de bună vecinătate și de recunoaștere a frontierelor cu toți vecinii și toți vecinii noștri au semnat că recunosc toate granițele cu noi. Și noi acum, coada pe sus, că vrem uh, unire. Cu cine, tată, să vrei unire? Cu cine să vrei unire? Da, și eu îmi doresc ca Moldova să fie în Europeană. Și eu îmi doresc, și eu îmi doresc ca să mă duc la Chișinău și la de la Chișinău să vină la mine fără viză, cum mă duc eu acum la Viena, Budapesta, Berlin, Paris, unde vreau eu. Gândește-te că Moldova are 6 miliarde de euro PIB anual. Cred că e mai puțin decât Aradu. Dar nu asta. Nu contează fraț, e fraț, sărăcie, sărăcie. Nu contează asta. Dar contează, tată, că de acolo au dispărut 12% din PIB. Un tundu miliard de euro așa dat. Puf! De niște băieți care au fost mereu la guvernare și pe care s-a mizat că sunt pro-europeni și pro-NATO și sunt pro-reformiști să vezi ce fac ăștia, cum pună ăștia Moldova pe hartă opus-o pe harta criminalității. Despre asta nu vorbește nimeni. Da. Uite un comentariu foarte fain, tot de pe știri pe surse, a lui Cristian Hrițuc, de la Politic Scan. Politic Scan citat de știe pe surse. România, Moldova, Statele Unite spun stop. Și uite te și hai să rumegăm împreună ce, omul. ce e omul, că ce bine. În Moldova, tema Unirii exploat este exploatată atât de electoratul pro-român, dar mai cu seamă de liderii apropiați Moscovei. Aceștia folosesc vechea marotă jandarmul român care îl pălmuiește pe țăranul moldovean, promovând mitul cu român, cultivând spaima un electorat mult mai mare care își nu își dorește unirea cu România. De altfel, imediat după declarația lui Ptit, ambasadorul SUA, Igor Dodon a salutat poziția acestuia, dar a plusat spunând că unionismul trebuie interzis prin lege, întrucât e în afară și împotriva Constituției. Declarațiile ambasadorului american nu trebuie privite emoționat, chiar dacă ne doare sau nu, ele trebuie privite ca un semnal al Statelor Unite. Nu este acum momentul pentru proiectul Unirii. Tot contextul geopolitic din zone extrem de complicat, situația din Moldova, acolo unde avem doar o minoritate care susține acest proiect, situația din Transnistria, intrările trupelor ruse, și simularea unor exerciții de combatere a terorismului pe teritoriul moldovean, sunt elemente care fac aproape imposibil o astfel de discuție la acest moment. Moldova trebuie scutită în această perioadă de tensiuni inutile. Gândește-te că eu nu știu să mai fie cineva în afară de Maya Sandu, un fel de Monica Macovei acolo, care să-și dorească într-adevăr ce să-și asume o proiecție pro-europeană și pro-NATO. Igor Dodon și toți ăia alți, sunt niște tipi care servesc altor interese decât interesele spre vest. Ce frumos e că noi, Partidul Comuniștilor, avem acum să zicem și să dregem. Pentru că aici este un joc cu jumătăți de minciună și jumătăți de adevăr, pe care românii, în lipsa proiectelor naționale, îl consideră jocul ăsta drept un proiect național. Unirea cu Moldova, da, tată, face să. Zici că trebuie să mă unez mâine și ăia săraci. Ia impozitul meu, pune în loc de 16%, 18%, mai pun și eu 19% și o facem. Dar nu există solidaritate numai așa de dragul solidarității. Trebuie solidaritatea asta calculată, tată. Eu n-am niciun chef să mă trezesc cu nu știu ce armata 14 din Transnistria definim pe străzile Clujului, Craiovei, Iașului sau Bucureștiului. Numai pentru că nu e așa, ne-am unit și cu Transnistria. Transnistria n-a fost niciodată partea României, decât așa, conjunctural. Hai să par. la războiul Crimei, după aia ăla, la alt, după ăla, la alt, după ăla, la alt. Despre asta nu vorbește nimeni. Nu stau frumos acolo și stăm în televizoare din București și povestim despre cum, domne, uite ce ne fac ăștia, păi ce fel de parteneriat cu Statele Unite este. Parteneriatul cu Statele Unite este pe securitate și pe siguranță națională, pe tot ce înseamnă securitatea asta națională, mai mult decât atât, nu poți spera. Pentru că nu ești o țară care să-și fi păstrat mereu angajamentele onest. Și nu vorbesc de 916, de 940, vorbesc de 2% din PIB. Nu suntem numai noi în situația asta, e adevărat. Da, când ești aproape la 160 de kilometri de Crimea rusască, tată, mai taie și tu un pic de la crizanteme, mai taie de la pavaj, mai taie de la borduri și bag acolo la apărare. Că dacă n-ai 2% din PIB, nu ai certificat un NATO. Te apăraia că ești așa și tu, la masa flămânzelor pe acolo, ia mă și tu o scobitoare. Da? Zic ăștia, domnule, dar cum că poporul moldovean care așteaptă și poporul român care așteaptă? Care așteaptă, bă? Vă dau două sondaje. De anul trecut și de anul ăsta. Ultimul pe care îl știu. Sondaj de la Digi, 24. Doar 21% dintre cetățenii Republicii Moldova ar vota pentru unirea cu România la un referendum, tată. Degeaba sărim noi, vai că noi vrem 63. Și ce dacă vrei 63? Și ce dacă vrei tu unirea? Dacă ea nu vor. Ai țara lor, are propria ei statalitate. Există statul Moldova, cum există statul România. Cum există statul Germania și statul Austria. Iau toată știrea de la... 24 Potrivit sondajului, ale cărui rezultate au fost făcute publice marți la Chișinău și preluate de mass media locală, 53% dintre cei chestionați s-ar pronunța în cazul unei consultări populare împotriva unirii dintre cele două state, în timp ce 14% s-au declarat indeciși în legătură cu acest subiect, iar 9% au afirmat că nu vor participa la un astfel de referendum. Sondajul a fost realizat în perioada 8 noiembrie, 1 decembrie. Atenție! Încărcătură emoțională fantastică de ziua națională, de 1 decembrie, să ne unim cu țara pe un eșantion de 1160 de persoane din 164 de localități din Moldova. De aminti că un sondaj de opinie realizat în vară în România arăta că aproape 68% dintre români susțin unirea cu Republica Moldova până în 2018, când se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire din 1918. Eu fac parte din Ăilanți. Eu știu că nu e posibilă până în 2018 unirea cu Moldova. Uite, eu aș vota până în 2018 o autostradă care să, ia, să lege Iașul de Târgu Mureș, vestul de estul, sudul de nordul. Că tu zic și eu, da mă, am și eu o haznă după 100 de, de ani că s-au făcut trei autostrăzi în țara asta. Luăm alt sondaj, pentru ca să vezi că nu le aleg. Este ultimul sondaj cunoscut, cel puțin de mass media din România. De pe antena 3 acolo unde, vai, ce se întâmplă cu noi, națiunea. Sondaj cu rezultate surprinzătoare. Cum ar vota moldovenii la un referendum pentru unirea cu România? Și începem dă -i să meargă cu triumf peste 23% dintre moldoveni. Adică 23% dintre moldoveni, da? Nu triumfalismul lor. Peste 23% din moldoveni susțin că ar vota pentru unirea României cu Republica Moldova dacă duminica viitoare ar avea un loc un referendum în acest sens. Arată datele unui sondaj realizat de, realizat de Fondul Opiniei Publice. Știrea este din 24 martie 2016. De partea cealaltă, circa 63% ar vota împotriva unirii. Scrie independent.moldova. Întrebați dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum cu privire la unirea Republicii Moldova cu România. 23% din respondenți au răspuns că ați votat pentru unire, în timp ce 63% din cei chestionați au răspuns că ar vota împotriva unirii. De a vă dau toată știrea. Datele sondajului realizat de Fondul Opiniei Publice mai arată că 7% dintre cei chestionați sunt indeciși în raport cu acest subiect, în timp ce 6% nu ar participa la referendum. Adică, bă, hai să lăsăm un pic emoțiile. Oamenii am deocamdată, arată sondajele că nu vor să se unească cu România. Apoi că spălați pe creier, că e propagandă rusă, că propagandă... e propagandă din pe Marte. Ei nu vor să se unească. Noi, 68%, domnule, să se unească ca așa vrem noi. Da? Ai mers vreodată la nevasta și ai zis, actuala nevastă, sau la una, băi, eu vreau să mă însor cu tine? Și ea dacă o zis, nu, eu nu vreau, ce ai făcut? Ce ai făcut? Sunt puține în cazurile în care ai pus-o pe cal alb și ai dus-o într-o mănăstire și după aceea când vei mintea la cap, v a dus la popă. Nu se face, tată. Nu se face. Și asta vine din educație. Asta vine din educație pentru că noi ne mai băgăm bani în educație de decenii bune, poate chiar de 100 de ani, lumea devine, cum să zic eu, lumea se prostește în raport cu propriile aspirații. Adică în loc să-și dorească o autostradă care să ne lege, frățește. În loc să-și dorească civilizație. În loc să-și dorească să intre copilul la facultate. În loc să-și dorească spitale mai bune. Și de o parte a prutului și de altă parte. Lumea își dorește poduri de flori. ne au cântat Alda Teodorovici, Ovin Grigore Vieru, fie iertați tăți, și noi am căzut pe spate și am de mine, avem același destin. Nu prea ai același destin, că n-ai avut același destin. Și... Să știi că atunci când am avut același destin s-a rupt lanțul de iubire. Știi? Și nu știu dacă s-a renodat acum lanțul de iubire, că ăia care au făcut unirea 918, Basarabiei cu România, la 2 ani după aia, așa ziceau, și dacă vreți vă dau citatul, dom'le, nici în coloniile negre din Africa nu se întâmplă asemenea Abuzuri pe care le face București un raport cu Basarabia. Asta este, tată. Dacă nu credeți, Cristi, oare pe cine se Pan Panhalipa. Să vezi ce zicea Panhalipa la 2 sau 3 ani după unire. Atenție! Panhalipa fiind principalul arhitect al unirii cu Basarabia. Omul ăla s-a luptat ca un leu. Urmărit și de siguranța aia și de siguranța asta, ca să înfăptuiască Marea Unire a României cu Pasarabia. Și după 2 sau 3 ani de zile s-o lua cu mâinile de cap, cum s-o lua și Maniu, cum s-o și ala din Bucovina, cum s-o lua și Sever Bocu din Banat, cozistată, dar noi unde am intrat? A zis că ne unim, nu că ne subalternizăm. Că asta a făcut guvernarea centrală din București. Și dacă este ceva de reproșat lui Brătianu, este ceva de reproșat lui Iorga. Dar sigur că acum istoricii se feresc. Domnule, nu ne atingem de statui. Asta este de reproșat. Că au făcut praf tot sentimentul frățesc tot sentimentul frățesc de după unire. Prin ce? Prin centralismul ăla aberant. A venit Antonescu acolo în 40 și a dat ordin dimineața să umblați pe asfaltul ăsta, pe trotuarul ăsta și seara pe trotuarul ăsta. Femeile să aibă fusta până acolo și până acolo. Pentru că Antonescu a fost un dobitoc. A fost un puțin spus dictator. Îl avea halucinații cu propria persoană. Îl a urlat la ofițeri că cine dracu a dat Sara, în ședințele de seară, cine o dat, sunt rapoartele, cine o dat asemenea ordine aberante. Și zicea, dar nu să le dat de dimineață. Te dau afară și concediat. Asta se întâmpla. N-am trimis cea mai bună, sau n-am trimis elita în Basarabia. Am trimis zoele acolo, l-am transformat, am transformat o Basarabia într-un batalion disciplinar. Și asta nu se uită, băieți. Istoria nu e numai ce scrie, nu știu care, în carte sau dă pe Facebook. Istoria e ce ți-o povestit bunicii care au trăit și au avut povești de la bunicii lor. Și alea rămân acolo în ADN. Ai așa o spaimă și nu știu de ce, exact cum avem noi spaima de ruși. Nici unul din încăperea asta și nici unul din țara asta, sau cu puține excepții, nu trebuie să-i dea da vai ceas, da vai palton. Dă da ceasul și paltonul soldatului rus. Dar toți știm că avem o spaimă de asta. 1924, da, iulie, memorandumul unui grup de senatori și deputați basaramenei Parlamentului către regele României Ferdinand. 29 din cei aleși ai Basarabiei în Parlament, majoritatea acestei provincii în Parlament, și declarația din 27 martie 1918 a prevăzut bazele pe care Unirea trebuie așezată. Decentralizarea și autonomia administrativă nu o dat -o Brătianu. Păstrarea legilor și organizării administrative în vigoare până la modificarea lor de către Parlamentul Român nu s o făcut. Respectarea dreptului minorităților, când au auzit Brătianu de astea mușcat din covor, că el nu știa, nu-l interesa, român, român verde, ortodox. Garanția constituțională a drepturilor și a libertăților cetățenești, amnistia politică, Convocarea neîntârziată a Constituantei în care vor intra reprezentanții Basarabiei proporțional cu populația, aleși prin vot universal, legal și direct și secret. Constituanta aia nu s-a ținut. Constituția din 23 s-a votat fără Constituantă. De aia Maniu și-o și au și băgat și s o scos din tot scandalul ăla cu Brătianu. Și nu au votat Constituția din 23. și au cerut descentralizare în 31, pur și simplu aproape federalizare, practic, în trei provincii istorice, Transilvania, Moldova, Muntenia. Că zis, bă, sunteți nebuni. Da? Și Pan Halip are niște citate extrem de dure, pe care nu vreau să vi le dau acum, că n-am chef de să fac o istoria pe care nu vor să o predea tovară și în istorie. L-am văzut și pe ăsta, Cozis, zis rectorul de la Cluj. Domnule, generația asta de Facebook, vai de capul lor! Și după a venit, domnule, dar știți că eu n-am vrut să spun asta, că de fapt am vrut să spun că, știți, Partidul Comunist, Comunismul a făcut chestia asta. Băiatule, domnul rector de Cluj, Dumneata, nu erai cumva secretar sau vicepreședinte la Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din România, a retribuit de Partidul Comunist Român sau Uniunea Tineretului Comunist Român? Bă, băieți, o voi ați făcut. Tot ce ziceți voi acum că e rău, s-a făcut prin concursul unora dintre voi. Eu n-am fost în OASCR. Nici membru de partid n-am vrut să mă fac. Așa m-am betat la un chef și când au vrut să ia să mă facă membru de partid, am dat cu ei pe de păreți. Ideea că după a, mi-au două luni de zile până la Revoluție. Și am fugit din facultate. Dar bă, dacă mă întreabă filmul dacă ai fost de partid, să că așa cum am putut, mai cu chef, mai fără chef, mai cu... N-am fost, că n-am vrut. Da? Și vin ăștia deștepți acum să mă dă, da, că generația asta, nu știu ce se întâmplă. Aici e ai problema cu educația. Pentru că ar trebui să spună, bă, după unire, s-au văzut eșecurile guvernării centraliste, hipercentraliste. După unirea din 918, guvernele de la București și au bătut joc de noile provincii. Atenție, nu le spun eu astea. Dacă vezi mâine, vă dau un calendar. Ăla din Bucovina care s lutat pentru unire a ieșit scârbit după 2 ani din politică și o că el așa ceva nu și -o închipuit. Maniu, o dat de părest, pe unde l-a prins pe Brătianu și în 1938, în decembrie, o scris memorandum împreună cu 100 de deputați, memorandumul către rege, Carol al doilea băiete, ți-ai bătut joc de provincia asta. La 10 ani după unire în 1928, vine cu o 100 și ceva de deputați în sala Caragiale, din Alba Iulia, și cere dezunirea, Maniu, da, omul care s-a luptat pentru unire, Sever Bocu și el, hăituit, după ce a fost băgat la pușcărie de austro-ungari, hăituit de politicienii români, Slavici băga la pușcărie, coluptat pentru unire, băga la pușcărie de unguri, băga la pușcărie și de români, că băieți, v-ați joc? Pan Halipa vine și el, bă, problema e în sistem. Nu la București, că București e un oraș fain sau urât, dacă îți place, nu-ți place. Problema e în sistem. S-a bucureștenizat pur și simplu sistemul și este, dacă vrei, guvernele din București sunt expresia separatismului românesc. Pentru că separă capitala de restul țării, tată. Uită-te și astăzi se întâmplă la fel. Du-te pe E60 și o să vezi o grămadă de prostii de alea puse pe drumuri, s-o dubla, s-o tripla numărul accidentelor. De la un birou din București, de la CNADR. În timp ce la București se scot, se scot pavajele alea pentru că au fost o grămadă de victime, la noi se pun. Păi ăla e centralismul, tată. Să crezi tu dintr-un birou din București sau din Tecuș, dacă ar fi capitala Tecuș, sau din Cluj, dacă ar fi capital la Cluj, că tu știi mai bine care sunt aspirațiile, atitudinile, resursele și nevoile comunităților. Da? Despre asta nu vorbește nimeni. În contextul ăsta, în tot contextul ăsta, mai adaugă aici și propaganda rusă, mai adaugă și poveștele bunicilor, 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 moldovenilor, doar 23% dintre moldoveni își mai doresc unirea. Dar astea trebuie spuse cu gura mare în adevăr și spus la modul ăsta, băieți, trecutul e trecut. Hai să vedem cum facem de aici înainte, pentru că, apoi te-o bătut jandarul, nu te-o bătut, tă frate meu rămâi. Dar nu sar la ambasadorul american, că zis, la aniversarea independenței, să rămâneți un stat independent și suveran. Pentru că, până la urmă, Moldova e Republica Moldova. Nu este Moldova, Republica Moldova, partea Republicii România. Hai de publicitate, că apoi nu m-a prostit. Da. Știu că pentru unii e insuportabil să audă chestiile astea, dar băieți, asta s-a întâmplat. Pe documente vorbind. Că scriem noi manuale de istorie să glorificăm tot felul de trecuturi și de-astea. Asta au făcut-o toate națiunile. Dar mă, națiunile au trecut de stadiul ăla romantic în care își creau din nimic eroi. Au trecut de... de, de cum să zic eu, o variantă spumantă de șampanie a istoriei. Cred că având concurența internetului și a documentelor, a facsimilelor, a libertății de cunoaștere și exprimare, ar trebui să gândească și ăștia care fac manuale. Bă, ce fel de generație vreau să cresc? Vreau să o mint așa cum ne-au mințit pe noi tot felul de tăntălăi pe timpul lui Ceaușescu? Că dacă tot minți copiii. La un moment dat copiii se revoltă și te iau la document. Bă, ai zis că unii au fost o nuntă, dar păi de ce s-o supăra nuntașii? Și Maniu și pahali, Pașela din Bucovina și ăla din Banat. De ce s au De ce au fost mișcările alea? Și atunci mai bine îi spui, bă băiete, istoria noastră nu diferă cu nimic de istoria lumii. Toate țările au avut provocările lor. Așa cum am disputat noi Ardealul și cu unul și cu altul, așa au disputat nemții al Sacia Lorena, așa au disputat italienii cu austriecii Sud Asta a fost istoria. Au murit o grămadă de oameni aiurea pentru chestia asta. Și atunci trebuie să-i spui copilului, băiete, greșelile astea pe care le-am făcut noi și înaintea și noștri, ți le spun ca tu să nu le repeți. Și să nu crezi că tu te-ai născut și se cuvine ceva numai pentru că ești român sau ești ungur sau ești, alt, ești francez sau neam sau italian sau congolez. Nu. Fiecare este produsul propriei educații câte cărți ai citit, cam de atâta ori ești om. Mai puțin filcăie și șeptica românească. Asta trebuie să le spui. Pentru că bă, toată istoria noastră în manuale, sau multă din istoria noastră din manuale, parcă e scrisă de oameni care au citit numai prefețe. Nu s-au documentat. Și o să-ți dau un exemplu. Și uite, acum o să-i dacă copații. E specia aia care... domne, cei români, românii au inventat becul, Wolframu, masa asta, pixul, tot o inventat românii. Și o să-ți arăt un citat dintr-un mare, mare, mare istoric. Xenopol. L-am văzut la Tudor Duică pe Facebook. Și zice Tudor Duică, azi am chef să-i enervez dacă o Și uite ce zice Xenopol. O să spun cine e Xenopol după aia, pentru toată lumea. În istoria românilor ne spune că dacă geții erau niște tâlhari seminomați și poligami, mai mult potrivit lui Menandru, care era jet la origine, își vindeau surplusul de copii, mai ales fetele de obicei de altfel întâlnit și la vecinii slavi. Și dă citatul din Xenopol. Se vede că femeile trace gete și dace nu prea aveau moravurile severe și cum ar fi putut sta lucrurile altfel când era la ei obiceiul atestat ca părinții să-și vândă fiicele la străini și își învoiau fetele a umbla liber cu orice bărbat păzind sub un control mai aspru numai femeile pe care le cumpărau. Cita din Xenopol. Trebuie să sar în sus de 3 metri. Tu ai impresia că numai dacii, tracii, geții făceau asta. O grămadă de popoare făceau asta pentru că ne, neavând ce vrei tu, cultura comunității, cultura propriu-zisă, educație. Asta faci. Ești un semi-animal înspre stadiu de semi-om. Și toate popoarele sunt la fel. Să știi că puțină lume știe că abia Galii au inventat săpunul de spălat, în forma lui rudimentară. Până în secolul XVII, în Paris, cu coanele își luau câte o chestie de asta mai lungă și începeau să scarpine în cap că erau păduchi. Nu mai considerați că. Domnule, păi noi, daci, cum zice și funar, că Isus Hristos a fost de aici, de pe la noi, în Băieți, și acum să vă spun cine este Alexandru Dimitrie Xenopol, 1847 Iași, 1920 București. De pe Wikipedia luăm, pentru toată lumea. A fost un academician, istoric, filozof, economist, pedagog, sociolog și scriitor român. Alexandru Xenopol este autorul primei mari sinteze a istoriei românilor, a fost și un filozof al istoriei de talie mondială, fiind considerat printre cei mai mari istorici români alături de Iorga. Da? Cu atât mai mult, cu atât era epoca naționalistă. Și da? Și-au demontat toate teoriile care mereu pe capăducii pe capul nostru. Și-au venit, băieți, dar nu înseamnă că tu ești văr cu dromihete sau văr cu, cu zamolse? Nu. Așa erau vremurile atunci. Este jignitoare afirmația asta lui Xenopol? Nu. Și să știi că Xenopol, despre care unii ar spune, da, bă, că Xenopol nu sună românește, era un mare patriot. Și o să-ți arăt aici. La 25 iulie 1871, cu ocazia sărbărilor de la Putna, Xenopol scria lui Slavici este de acord cu tipărirea discursului său festiv în broșură și că ar dori ca suma realizată din vânzarea acestea să se adauge la fondul pe care aveam de gând să-l aduna pentru facerea unui monument lui Ștefan cel Mare. Xenopol a fost ales în 1893, membru titular al Academiei Române, între 898-901 devine rector al Universității din Iași. Ca să înțelegi cine ca om de știință cu deosebire pentru meritele sale excepționale în domeniul istoriei, începând cu 1900, Xenovul a devenit membru de onoare al Societății de Arheologie din Bruxelles. Apoi a primit același titlu de la Societatea Academică din Cernăuți. În 1901 a fost ales membru al Institutului Internațional de Sociologie în 1903 și respectiv membru titular al Academiei de Științe Morale și Police din Paris în 1914 și vicepreședinte al Societății de Sociologie din Paris în 1916. Oamenii ăștia vorbesc. Oamenii ăștia trebuie să fie manuale. Nu ca să urăști trecutul, ci ca să-l înțelegi. Că dacă îmi spui mereu că daci a inventat apa caldă, eu mă duc acum, deschid geamul la bloc și încep ca pe timpul lui Ceaușescu. Bă! De ce nu este apă caldă? Iar ați luat curentul. Că noi nu trăim. Noi dacă ne uităm în istorie și dacă alea din istorie ar fi adevărate, pe țara asta trebuie să fie de trei ori mai fericită ca Elveția. Dar nu suntem. Și atunci noi glorificăm trecutul pentru că nu avem cu ce umple prezentul. Asta se face prin educație. Și la orice nivel. Înțeles? Și la orice nivel. Uită-te, du-te la un concurs unde vrei tu, la un examen, în Anglia sau unde vrei tu. Vine la concurs, ce dragă, este examen de matematică. Vii cu manualul, vii cu toate formulele. Pe mă interesează cum știi să aplici formulele, nu cum să le memorezi. La istorie se face la fel. La noi, dacă n-ai memorat bine, ai pus-o. Nu contează că după nu-ți mai folosește. Nu? Și atunci vin la, cărt la Cărtărescu, de la actual 24, din 30 august 2016. Cărtărescu este revoltat. El acuză că Academia Română este plină de pesediști naționali și antioccidentali. Da? Uite aici. Și ce pune pe Facebook Cărtărescu? Cărtărescu, care este hulit de o grămadă din țara asta, cu priză la partide la robinet, și este celebrat în toată Europa. Zice Cărtărescu, aflu că patriarhii României culturale, Juvara și Șora, nu sunt academicieni. Cum nu sunt nici Liceanu, nici Andrei Pleșu? Atunci cine, doamnă, iartă-mă, e în Academie? Cine a făcut primirile în ultimii 25 de ani și pe ce criterii? Nu cumva cineva a lăsat să intre în acest for toată inteligența pesedistă, naționalistă și antioccidentală? Mă întreb și eu așa, Până la urmă, cine controlează Academia Română? Și asta vine după discursul lui Ioan Aurel Pop, ca să vă fie foarte clar, rectorul de la UBB. Pentru că același cărtărescu i-a răspuns atunci când Aurel Pop a zis Dom'le, ăștia cu Facebook, vai de capul lor, e o chestie de conspirație mondială, ceva în genul ăsta au zis. Și eu răspuns cărtărescu și-o zis, dragul Generația asta este încântătoare generația care se naște acum în România și care celebrează cu fiecare tastatură actul de cultură și de informare este deasupra tuturor la care urlați, urlați acum împotriva lor. Bă, bă, dacă tu vii către generația nouă și zici că ești bătut în cap și zici că din cauza perioadei comuniste la care tu ai zoftos ai fost acolo cu funcție, nu? Vii să-mi spui ce, tată? Dar de fapt la români mere are bancul ăsta cu proverbul ăsta cu bă, nici usturoi nu mânca, nici gura nu miroase, da? O să-mi ziceți, lasă-mă că te chiar unde cap e el. Vă arăt acum, vreți naționalism cu Republica Moldova, cu unire? Băieți, noi încă nu ne-am unit noi între noi. Noi încă n-am unit trecutul nostru cu prezentul nostru. Știi cine ne unesc? Cheste, ce, cine unește chestia asta două? Norvegenii unesc chestiile astea două. Uite aici. Cluj Today. Biserica lui Horea. Restaurată cu bani norvegeni din 9 august 2016. Pe Claudiu Pădurean pe Cluj Today. Două din cele mai importante monumente de arhitectură din Transilvania au fost restaurate cu ajutorul experților norvegeni care au și la restaurarea monumentelor din centrul orașului Bergen, aflate în patrimoniul UNESCO. Da? Prima dintre aceste biserici a fost construită chiar de Horea, conducătorul răscoalii țărănești de la 1784, pentru că românașul de la guvernare nu are bani pentru bisericile istorice, numai pentru alea cu termopane. Da? Bisericile tradiționale, căz greco-catolice, căs ortodoxe, căs reformate, căs luterane, căs nu știu cum evanghelice, nici alea n-au bani. Bă, băiete, nu cumva tovarășul naționalist ăla cu spume la gură ar trebui să-și facă sepucul și mâine să nu meargă la lucru când vede că după ce s-o bătut cu cărămidoc în piept, că el e român și Moldova și trădătorul de american care a zis nu știu ce. Uite, tata, uite, și cine sunt norvegenii, da? Țara europeană în care numărul locuitorilor care nu cred în Dumnezeu l-a depășit pentru prima dată pe al celor care cred. Și tot merg și restaurează biserici în România. Înțelegi? Atenție! Eu nu sunt de partea ateilor. Da? M-au pus pe gânduri chestia lui papă. Lui tovarășul papa. Bă, și atei pot intra în raică. sunt o grămadă care zic că nu cred, dar exact când zic că nu cred, tocmai el Iată este existența lui Dumnezeu. Știi? Cam asta e. Vine, vin experți din poporul în care majoritatea nu crede în Dumnezeu și restaurează niște biserici pe care un popor care crede mereu în Dumnezeu le-a uitat. Nu cumva ai. Nu? O să-mi ziceți, domnule, aia lasă că nu avem bani. Nu avem bani. Dăm-te, rog, prin scrinul cu TV Recluj. E nostru. E la concurență. TV Recluj. Știați că în România mor în medie în fiecare zi cel puțin trei persoane cu dizabilități aflate în grija statului. E emisiunea aia fără prejudecăți foarte faină de la ei. În fiecare zi cel puțin trei persoane din România, trei persoane cu dizabilități, mor aflate fiind în grija statului român, tată. Și tu îmi zici acum, domnule, noi suntem frați cu nu știu cine, noi suntem frați noi între noi, mă. Statul român nu frate cu noi. Statul român care vine și ia banii. Da? Ați văzut... Și stai că nu-i de acum. Ați văzut la Olimpiadă? Cacao, tată. Lapte cu cacao. Eu nu vreau să vă spun ce e acum. Nu. O să vă arăt ce era în 1936. Ce zicea Corneliu Coposul 36? În alte țări, la alte neamuri, se cultivă voința, mândria și virtuțile prin sport, prin muncă temeinică și disciplină. La noi, la noi e cer senin și inconștiență multă și tembelism cât vrei. Se face la mare nejustificată, se fac protecții și afaceri, se face căpătuială și giftuială din orice. Prin urmare, și din sport, iar bilanțul realizărilor este întotdeauna deficitar compară, te rog frumos, cu ce-a fost la Olimpiada de acum. Și zim cu ce s-a schimbat în 1936 până acum. Au trecut 80 de ani, bă. Și tu îmi spui acum că glorifici ce? Ce vrei să se unească cu cine? O inconsistență istorică revărsată dinspre omul politic, spre un popor care a uitat că trebuie să ceară bani pentru educație și sănătate și agricultură și cultură și de toate să se unească cu cine? Cu niște tip la fel. Da? Îți mai dau iarăși. Hai să vezi. Ce face statul român? Face și drege? Glorifică istorie? Prințul Gunoiului, deputatul care are o mie de contracte cu statul tată. O mie de contracte. Deputatul Eduard Martin este un recordman al actualului legislativ de când este parlamentar a încheiat peste o mie de contracte cu instituții ale statului sau companii care au capital de stat. Martin este deputat de Constanță afiliat PSD-ului, a fost exclus ca să nu afecteze imaginea partidului, dar continuă să facă parte din grupul parlamentar al PSD din cameră. O mie de contracte cu statul de când e parlamentar, da? Și vii să-mi spui de naționalism. Stai că ți dau și pe ala că nu numai... Nu, nu, îți dau și din partea, de la Peneleauă. De la Peneleauă. Senatorul independent Valeriu Todirașcu. Ăsta mi se pare chiar din Moldova. Afiliat grupului PNL folosește calitatea de parlamentar pentru a promova interesele firmelor familiei sale care au aproape o mie de contracte cu spitalele de stat. Citez adevărul.ro Invocând interesul public, Todirașcu a făcut interpelări la Ministerul Justiției privind interpretarea unor articole de lege, informații folosite ulterior de firmele sale pentru a obține contracte cu statul. Și de la stânga și de la dreapta tata. Și atunci tu vrei ce? Cum vrei să modernizezi sala asta? Cum să o faci atractivă pentru ei 68% sau 53% sau câți ori fi care nu vor unirea cu România? Cum? Ascunzând astea suprești, nu tată. Luați ăștia și spus, vină că să povestim. O mie de contracte cu statul de când ești parlamentar. De ce nu le-ai făcut înainte, mă, dacă erai un fel de Steve Jobs sau Bill Gates? Dacă era așa inovator, vine acum. Uite aici. De acum ai. Ca să e de anul trecut. Știri pe surse. Liviu Dragnea dă mână liberă, Gabriele Firea. Ai toată susținerea mea. Pentru ce? Uite aici. Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi că primarul general al capitalei Firea are toată susținerea sa ca să facă o analiză serioasă a contractului încheiat de primărie cu Luxe și Șapanova. Ai toată susținerea mea să faci o analiză serioasă a contractelor cu Luxten și cu Apa Nova? Părerea mea. Asta e ca văcăroiu. Ai toată susținerea mea. Eu cred că prețurile și la un contract și la celălalt sunt nejustificat de mari. Asta e părerea mea. Numai părerea are domnul. Și eu cred că dacă vei începe o investigație, o să ai niște surprize, nu să fie ușor și curaj. Ai și susținerea noastră, spus Dragnea, înainte de a participa la deschiderea școlii politice de vara a femeilor socialdemocrate. Gabriela fire a spus președintului PSD care are nevoie de susținere E nevoie de susținere pentru că nu sunt niște dosare ușoare, așa cum a spus, a afirmat primarul general al capitalei, anunța Alger Press. Băieți, eu am luat gila la Panova, că acolo mă pricep. E un... asta nu e de pe știri pe surse, asta mi-a notat eu. Contract dat exemplu pe toată planeta ca model de bune practici, e în topul băncii mondiale. Prețurile în București, printre cele mai mici din țară, la Berlin, Paris, Cannes, inundații, la București, nu, deși infrastructura e din 1906 uneori. Cele mai moderne stații de epurare din Europa. Economia are nevoie de predictibilitate. Cine mai investește când era cheremul unui om politic? Și ăsta este modelul ce aveți al inventării de războaie cu investitorii. Pentru că nu poți, pur și simplu, nu poți să vii tu, ca președinte de partid, că ești la guvernare, că nu ești la guvernare și să încep război cu investitorii. Băiatule, contractele astea și investitorii ăștia au venit ca să-ți facă viața votanților tăi mai bună. Pe nu mă interesează ce e în firmele astea sau ce nu e în firmele astea. Pe mine mă interesează următorul lucru. Dacă bubuie ca știre internațională chestia asta, o grămadă de oameni, de investitori o să stea și o să se gândească de cinci ori dacă să bage bani în România. Pe mine aia mă interesează. Mă interesează să nu ajung la populismul de tip ce aveți din Venezuela unde o la de cap o populație absolut needucată uite că vin imperialiști americani, uite companiile franceze, uite nu știu ce și acum își cată hârtie de budă în străinătate, când în magazine nu se mai găsește nimic. Și o să-mi dea Cristi imediat poza din Venezuela. Nu se poate, bă. Tu în loc să-mi atragi investitorii migonești și vii cu chestia asta la, nu știu ce, femei social-democrate, să vii să-mi spui, asta e părerea mea, băi, ai susținerea mea. Adică, să nu zici că nu ți-am zis, vrei să-ți dau mură în gură. Tu vii cu chestii de-astea, băiatule. Tu ești aici la cheremul meu pentru că ești pe banii mei tu ești parlamentar, ți-ai tras pensie specială din banii mei, ți-ai tras și limuzină pe banii mei, ți-ai tras și secretare, căldură, lumină și tot, tot, tot din banii mei și vrei să mă duci în Venezuela cu gândirea asta? Uite cum arată un magazin de la ei. Ceaușescu era pf, supermarket lângă ăsta. Bă, băiatule, n-ar trebui să N-a trebuit să-ți amintești ceva, Liviu Dragnea. Uite, am văzut o chestie pe adevărul. Al lui Ramona Ursu. Dragnea Liviu, fă puțină liniște ca să auzi ceva. Tu ai uitat că ești doar un psd condamnat la pușcărie? Noi nu. Băiatule, asta ești. Ești, din punct de vedere al justiției române, un infractor condamnat la pușcărie. Că pe suspendare sau nu pe suspendare, asta ești. Luați-vă de mână toți liderii de partide și analizați-vă un pic. Luați-o glinjoară și uitați-vă. Bă, ce am făcut eu cu țara asta timp de 26 de ani? Că agricultură de bine de rău am avut. Am ras-o. Fabrici de bine de rău am avut. Le-am ras. Și aici nu scund un evident țara. Tractorul Brașov a fost ras exact în perioada în care avea cele mai mari comenzi la export. 1186 de tractoare, o tot spun cifra asta. Și nu cu caierul și cu astea, cu Egiptul. Noi putem lua zov de acolo. Nu? Și nu se întreabă nimeni nimic. Nu se întreabă de ce... Uite, eu tot aștept să văd dacă se întâmplă ceva după știrea asta. Justiție curată pun ro. În Vrancea ți se taie ajutorul social dacă lipsești de la întâlnirea electorală cu Oprișan, baronul PSD. Vreau să văd, tovarășul procuror, persoanele care nu se vor prezenta, li se va suspenda ajutorul social pe ziua respectivă. Viceprimar semnat rămân în columna vizante Alivez. Dacă ești beneficiar al ajutorului social și nu vii la întâlnirea electorală cu balonul PSD de Vrancea Marian Prișan, risci să rămâi fără banii de la stat. Omul recunoaște, da, tată! Viceprimarul trimis din poartă în poartă pentru a se asigura că nimeni nu lipsește de la întâlnirea cu tătucul județului. Am citat din justiție curată. Băieți, uite aici bă, pe timpul lui Ceaușescu veneau și îți băteau în poartă că vine maharul de la județ. Dar nu la toată lumea. Dădea de la aia, la secretarul de la primărie, la ăla, la directorul de la școală, la profesor, la de-astea. Și tu vii să-mi spui acum că nu mai îmi dai ajutorul social dacă nu vin la întâlnire cu maharul maharilor din județul Vrancea? Băiete, asta este o chestie de pușcărie. Și o să spun de ce este o chestie de pușcrie, Nu că le ai luat pe amărătorul la care dai 300 de lei pe gratis. Nu. Și pentru că din cauza asta, sau asta este una dintre cauzele știrii care urmează de pe adevărul adevărul.ro locale Cluj, economistul genial, considerat șansa României la premiul Nobel, profesor la Oxford și la Sorbona, nu e suficient de bun pentru a preda la universitate din țară. Știi de ce? Că îi lipsesc tot felul de documente, tot felul de pilangeală, că noi am birocratizat inclusiv acest sistem universitar. Domnule, ai 13 articole. Păi, domnule, n-am decât 3, dar le-am publicat în super turbășenile lumii și toată lumea aplică ce zic eu și mă ține toată lumea în puf. Domnule, la noi scrie aici 13 te duci acum și publici pe site-ul ăla, te duci la un ziar local și mai publici și când faci pe vin. Doamne dar eu sunt ăla pe care lumea îl consideră genial, ce șansa României la Nobel. La noi tu nu predai, nu pupi Universitatea Românească. Poți să stai tu cu Oxfordul tău. E bine, de ce se întâmplă chestiile astea? Pentru că o grămadă de inacceptabili morali au ajuns să conducă destinele unei țări Nemai interesate de etică. Destinele unei țări care își vede în propria no nevroză un medicament de zi cu zi, un fel de nurofen când-o doare capul. Ce facem noi acum? Nu mai vorbim de autostrăzi? Nu! Vorbim despre ambasadorul Statelor Unite. Ce facem noi acum? Nu vorbim despre irigații, educație, infrastructură? Nu! Vorbim despre cum, uite, ne trădează ăsta interesul național. Noi care suntem frați cu moldovenii de la Perscorii Locoa. Nu, tată. Prioritățile sunt altele. Pe zi eu care e prioritatea cea mai mare. Banii la educație. 6% scrie în PIB. Nu dai a 6%? Nu dai mai mulți bani în educație? O să ai un popor prost. Și când există popoare proaste, să știi că ele sunt conduse de oamenii cei mai proști din acel popor. Eu n-am zis că e așa. Eu am zis că ăsta e riscul. V-am pupat și nu-mi țin riscul.